Bună seara, bine ați venit la Back in Business, emisiunea care analizează temele economice importante ale zilei. Vom discuta, evident, astăzi despre subiecte care sunt la ordinea zilei, împreună cu colega noastră, Dana Maxim, cu colega mea, Dana Maxim. Bună seara, Dana! Bună seara! Așadar, o să începem, ca de obicei, cu câteva știri de pe profit.ro. Iar site-ul specializat în știri economice, profit.ro, are ca deschidere o știre de pe piața de capital internațională. Așadar, ședință roșie, cum se numește, adică scădere ale acțiunilor americane și europene. Ba chiar colegii de la profit.ro vorbesc despre o prăbușire a prețului acțiunilor. Mai avem de pe profit.ro o știre interesantă legată de concesii făcute de candidații care și-au căutat un loc de muncă în ultimele 6 luni, au acceptat salarii mai mici, joburi sub nivelul lor de experiență, ori s-au relocat în alt oraș. Lipsa feedback-ului de la firme, motiv uriaș de nemulțumire. Este, iată, o schimbare dramatică, aș numi eu, sau complet o schimbare importantă pe piața joburilor, pentru că vă aduceți aminte, înainte de pandemie, vorbeam despre o criză a locurilor, a forței de muncă, acum suntem exact în situația inversă. Așadar, Dana, despre ce discutăm în această seară noi la Back in Business? Deschidem emisiunea cu o informație fierbinte și de mare actualitate, pentru că o linie de finanțare s-a încheiat chiar în urmă cu 2 minute. Granturile pentru capital de lucru fac parte din cele 3 linii de finanțare, care au o valoare totală de 1 miliard de euro. Cum au fost practic împărțiți acești bani? Distribuția s-a făcut în 3 programe. Primul a fost de microgranturi. Înscrierile s-au terminat acum o săptămână. Primeai 2000 de euro pentru o firmă fără angajați. Bugetul a fost de 100 de milioane de euro. Al doilea program, cel despre care vom vorbi în această seară, pentru capital de lucru, poți primi 15% din cifra de afaceri de anul trecut. Înscrierile s-au încheiat, așa cum vă spuneam, chiar acum la ora 20. Programul granturilor pentru investiții, al treilea, este nelansat și este așteptat mai ales de firmele stabile, care încă au putere de finanțare. Bugetul acestuia este de 550 de milioane de euro. Urmărim o sinteză și continuăm cu discuțiile. Aproape 22.000 de companii au aplicat pentru granturile de capital de lucru în valoare de până la 150.000 de euro chiar din prima zi de deschidere a aplicațiilor. Doar în prima jumătate de oră au fost 13.000 de aplicanți. Bugetul alocat pentru măsura 2 este de 350 de milioane de euro, care ar putea acoperi 2.333 de aplicații dacă toate firmele ar putea lua maximul de 150.000 de euro. În primul rând, cred că s-a trișat destul de mult la introducerea proiectelor. Foarte multe societăți de consultanță au apelat la roboți, ceea ce a dus la situația în care roboții au introdus acele solicitări de capital de lucru și nu e corect acest lucru. O parte dintre antreprenorii din România, care consideră nedrept modul în care a fost distribuit ajutorul, au lansat o petiție. A fost o cursă a celor care au reușit să tasteze mai repede la calculator și a lipsit o analiză a situației companiilor. Spre exemplu, Călin Ile, președintele industriei hoteliere din România, susține că turismul este unul dintre domeniile cele mai dezavantajate de modalitatea de distribuire a granturilor și că programul este îndepărtat de scopul principal, și anume de a ajuta cât mai multe companii afectate de criză. Faptul că criteriul de selecție a fost primul venit, primul servit, a dezavantajat foarte mulți antreprenori. Se vehiculează că în primele 6 minute, conform unor statistici, s-au epuizat toate fondurile. Fondurile au fost alocate proporțional cu cifra de afaceri, și anume 15%, cu un maximum de 150.000 de euro. Datorită acestui plafon, fondurile s-au terminat într-un timp record. Regula este că nu putem folosi aceste fonduri pentru a plăti salariile și creditele, spun inițiatorii petiției. Avem o cerere de circa 20.000 de societăți care au depus, și se pare că aceste fonduri acoperă doar 2.000.
și ceva de societăți. Atunci ar trebui, bineînțeles, suplimentat bugetul într-un fel. Cerem suplimentarea bugetului sau reducerea plafonului maxim de 150.000 de euro la măsura 2 capital de lucru. Cu un buget restrâns și plafonul existent de 150.000 de euro s-a întâmplat ca în primele 7 minute de la debutul depunerii cererilor online, acest buget a fost deja epuizat, având ca rezultat că aproximativ 15.000 de firme nu vor avea niciun ajutor pentru următoarele luni, care vor fi extrem de dificile. Se arată în petiția inițiată de Belfort Hotel Company și semnată deja de peste 5.000 de oameni. S-au făcut deja demersuri și adrese către Guvernul României, către domnul prim-ministru și către domnul ministru al economiei, pentru ca să se suplimenteze linia cu cei 41,5 milioane de pe microgranturi, să fie transferat către capitalul de lucru. Petiționarii spun că actuala modalitate de repartizare a acestor fonduri este inechitabilă, restrictivă și cu un impact redus în economie. Ne-am întors la Back in Business, discutăm așadar despre măsura 2, așa numită măsură 2, granturi pentru capital de lucru, împreună cu doamna Cristina Chiriac, președinte CONAF, Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin. Bună seara, doamna Chiriac, mulțumim pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara. Aș vrea să vă rog să plecăm cu discuția noastră de la petiție. Sigur că aceste granturi au fost salutare, au fost, toată lumea s-a bucurat când a auzit că sunt, că vor fi demarate și vor fi plătite către investitori. Întrebarea este, acum sunt o suită de probleme care pare că au dezamăgit sau chiar nu sunt de acord patronatele cu ele. Dumneavoastră sunteți asemnat această petiție. Cum vedeți ceea ce se întâmplă cu această măsură 2? Încă nu am semnat această petiție din simplu motiv că am vrut să avem un dialog constructiv, în primul rând, cu cei care sunt responsabili de derularea acestui program, și anume cu Ministerul Economiei. Astăzi am avut niște discuții pe această temă, atât cu membrii din Confederația Națională, dar și cu alte patronate, și pot să vă spun că intenția noastră este constructivă, și anume aceea de a solicita oficial Guvernului României și în special Ministrului Economiei, domnul Virgil Popescu, să depună toate eforturile necesare, astfel încât cei care sunt eligibili, așa cum sunt criteriile stipulate în Ordonanța 130, să poată să beneficieze de măsura 2. Cu alte cuvinte, vorbim de suplimentarea bugetului și, în opinia noastră, credem că sunt necesar cel puțin 500 de milioane de euro pentru a ajunge la cel puțin 15.000 de beneficiari. Trebuie să înțelegem că toți acești beneficiari nu au depus solicitarea pe măsura 2 pentru că nu aveau ce face. Vorbim de companii care au sute de angajați, care nu au plătit taxele la stat, care așteptau acești bani pentru că situația în economia reală, nu cea din cifre, este nu tocmai frumoasă. Doamna Chiriac, 7 minute aproximativ a durat să rămână programul fără bani. Asta a dat palpitații multor antreprenori care nu au fost suficient de rapizi cu tastatura. Practic, înscrierile au fost ca la maraton. Dacă eu să vă întrerup. Vă rog. Nu pusesem întrebarea, vă rog. Eu am depus o solicitare pe această măsură. Este imposibil să poți să încarci documentele în 7 minute, fără un soft anume. Este imposibil. Dacă dumneavoastră mă puteți convinge că în 7 minute se pot încărca toate documentele solicitate, înseamnă că eu sunt incapabilă, ceea ce nu este adevărat. Am discutat astăzi, am avut telefonul înroșit cu zeci de companii din toată țara, de la Tulcea, Iași, Constanța, Brașov și așa mai departe. Toți mi-au spus același lucru, că cu toate că au avut documentele pregătite, le-a luat între 20 de minute și 30 de minute să poată să încarce aceste documente. Mai mult decât atât, sistemul
a avut un lockdown timp de 10 minute, nu a funcționat. Bun, întrebarea ta. Probabil că acolo a fost neînțelegerea. 10 minute cât nu a funcționat, unii au crezut că nu mai sunt bani și s-a închis programul. Voiam să vă întreb dacă tot a fost pe această măsură regula primul venit, primul servit. Și au încercat norocul și firme care nu aveau domeniul grav afectat de pandemie, de exemplu din sfera IT, și au fost voci care au spus că selecția nu s-a făcut așa cum ar fi trebuit. Care e punctul noastră de vedere? Din discuțiile pe care noi le-am avut astăzi, vă pot spune că va mai exista un criteriu de selecție, în sensul că chiar dacă la momentul acesta sunt peste 21 de companii care au aplicat pentru granturile de capital, probabil că dintre acestea 20% nu vor fi eligibile. Unii fie n-au înțeles că dacă au mai multe firme nu pot aplica pentru că sunt considerate firme afiliate în grup și nu pot solicita mai mult de 250.000 de euro. Alții, sistemul a fost extrem de, nici nu vreau să folosesc cuvinte dure, dar n-a fost setat pe nevoile antreprenorului, adică au fost antreprenori care n-aveau nevoie decât de 20.000 de euro, dar conform cifrei de afaceri aveau dreptul la un capital de lucru la 50.000. Și automat sistemul a bifat 50.000, deși omul respectiv nu dorea decât 20.000. Deci va mai exista o preselecție, sunt convinsă de lucrul acesta. Pe mine mă îngrijorează altceva și sunt convinsă, să știți, că guvernul va găsi măsuri de suplimentare a bugetului, pentru că pe măsura 1 nu au fost atât de mulți solicitanți așa cât s-a estimat, și cred că se va găsi o soluție, pentru că cererile sunt extrem de mari din partea antreprenorilor, astfel încât să se mute resursele financiare disponibile de pe măsura 1, pe măsura 2 și poate chiar de pe măsura 3, pe măsura 2. Pe mine mă îngrijorează faptul că în acest moment, în mediul economic, există o nevoie majoră de a ne plăti ratele la bănci, chiriile amânate, taxele la stat și așa mai departe, și termenul de alocare și de soluționare a acestei măsuri este undeva la începutul lunii decembrie. Practic, mai avem de așteptat încă cel puțin o lună sau 40 de zile, astfel încât să știm dacă suntem eligibili, dacă vom primi acești bani sau... Bineînțeles că se pune în discuție și dacă acest criteriu, primul venit, primul servit, este tocmai echitabil, pentru că în acest moment anumite sectoare sunt mai afectate de scăderea cererii decât celelalte, dar ceea ce pot să vă spun cu siguranță este faptul că, din punctul meu de vedere, cred că ar fi trebuit să existe o ierarhizare sau că cam un criteriu eligibil ar fi trebuit să fie numărul de angajați pe care compania îl avea, pentru că în momentul în care aceste companii, să luăm un exemplu, o companie care are 400 de angajați și care a tot sperat că va primi acest grant ca să poată să își achite furnizorii, practic vorbind de datorii amânate, în momentul în care nu va reuși să primească acest grant pentru că timpul de depunere a fost mai mare de 7 minute, real vorbind, în acel moment compania nu va face altceva decât să diminueze numărul de angajați. Practic va face o restructurare de personal. Deci, doamna Chiriac, noastră vorbiți despre faptul că ar fi trebuit poate introdus un criteriu de tipul acesta, eventual numărul de angajați care să privilegieze, să zicem, în sensul bun al cuvântului, anumite companii pentru a avea acces. Da. Eu am ascultat, vă spun și de ce. Vă rog, doar o completare să mai fac. Am ascultat în ultima perioadă multe opinii ale celor de la Ministerul Economiei. Ei au spus că până la urmă au apelat la acest principiu primul venit, primul servit, pentru că au încercat diverse alte variante
diverse simulări. Se pare că niciuna n-a fost corespunzătoare din punctul de vedere al Ministerului, nu știu, poate și al antreprenorilor, dar asta a fost situația, acestea erau declarațiile. Eu vă spun ce am avut în minte în momentul în care am enunțat această propunere. Rolul esențial sau prioritatea numărul zero al acestui guvern ar trebui să fie protejarea resursei umane. Pentru că pe plan național, european și mondial, la ora actuală, toate țările se confruntă cu o rată ridicată a șomajului. Așadar, noi trebuia prin aceste măsuri să venim eminamente în beneficiul companiilor care au angajat și pe care nu mai pot susține. Pentru că măsura Kurzarbeit și celelalte măsuri care s-au luat, așa cum știți și dumneavoastră, sunt măsuri temporare care nu ajută eminamente la buna desfășurare pe termen lung a activității economice. Aceste microgranturi, dar în special dacă sunt date către companiile care aduc plus valoare în economie, și aici vă dau un exemplu, industria alimentară sau alte industrii. În momentul acela, nu doar că tu conservi locul de resursa umană, locul de muncă, dar conservi inclusiv nivelul de trai acelei familii care depinde de acel salariu. Astfel reduci presiunea pe bugetul asigurărilor sociale și așa mai departe, decurg alte în cascadă pe verticală alte consecințe care pot fi nefaste din punct de vedere economic. Și atunci eu așa cred că ar fi trebuit să, pe lângă acest certificat de urgență, ar fi trebuit să se introducă și acest criteriu. De acord. Dana Maxim, te rog. Granturile, în esență, ajută afacerile să supraviețuiască. Întrebarea care se pune este dacă doar de atât au firmele nevoie în acest moment să supraviețuiască, ce se va întâmpla după această perioadă, după ce vor reuși să-și plătească ratele, să-și plătească celelalte datorii pe care le au și vor epuiza ajutorul? Banul trebuie să circule. Cu alte cuvinte, trebuie să dăm drumul la cerere, trebuie să consumăm, pentru că economia României este bazată eminamente pe consum. Și atâta timp cât ne va fi frică să ieșim din casă, ne va fi frică să cheltuim bani, pentru că, Doamne ferește, nu știu ce se întâmplă de la 1 ianuarie 2021, există riscul foarte mare ca anumite segmente economice, nu vorbim de ranguri, dar segmente economice să dispară. Unii analiști economici o să vă spună că da, acesta este rolul perioadelor de criză. Însă, rezistă cine e mai puternic. Da, însă din păcate nu este tocmai așa, pentru că, repet, repercursiunile sociale pot fi extrem de grave și de la repercursiuni sociale putem ajunge la altfel de repercursiuni, inclusiv culturale și așa mai departe. Ați văzut ce se întâmplă în alte țări. De aceea cred că, deși România nu are un motor al economic bazat eminamente pe mediul privat, tocmai de aceea cred că mediul privat în această perioadă ar fi trebuit susținut prin astfel de criterii, astfel încât să se reducă decalajul și inechitățile care există în acest moment între sistemul administrativ și mediul privat. Pentru că în acest moment noi vorbim de un angajat care este funcționar public sau personal contractual, care nu are niciun fel de problemă în a-și pierde locul de muncă sau a intra într-o restructurare, și un angajat care activează în mediul privat și care, datorită problemelor financiare pe care antreprenorul pentru care lucrează le-ar putea avea, și-ar putea pierde locul de muncă. În consecință, cred că lucrurile trebuie tratate diferențiat și cred că în acest moment domnul Virgil Popescu trebuie să demonstreze că depune toate eforturile pentru a susține mediul de afaceri. Dacă mă întrebați pe mine, în acest moment este piatra de căpătâi a domnului Popescu. Pentru că dacă nu se vor găsi soluții pentru deblocarea și majorarea acestui plafon,
nu-l văd prea bine pe domnul Popescu. De acord. Unele soluții le-ați anticipat și dumneavoastră ceva mai devreme. Vorbeați despre faptul că, și cred că acest lucru e simplu de făcut, să se mute acei bani necheltuiți de la măsura 1, cred că sunt undeva spre 30 de milioane de euro, care ar putea să fie mutați aici la măsura 2. Eventual spuneați că e posibil, nu-mi dau seama dacă e nevoie și de acordul Comisiei Europene pentru a muta de la măsura 3 altă serie de bani. Întrebarea mea este, dumneavoastră pledați și pentru o reducere a plafonului pe care, maxim pe care o companie îl poate primi, era vorba de acel 150.000 de euro, pentru că am văzut și această idee care circulă, spre exemplu, la colegii dumneavoastră de la Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România. Și încă o chestiune și cu asta închei. Până la urmă avem cifrele finale, adică știm câte companii au dorit sau au participat la această măsură. Câte au dorit știm, 22.000 de firme. 22.000. Și câte se vor califica, vom vedea, nu? Vă rog, doamna Chiriac. În primul rând, eu nu sunt de acord cu reducerea plafonului. Bun, deci dumneavoastră nu sunteți de acord. Nu sunt și vă spun și de ce. Pentru că noi vorbim de 15% din cifra de afaceri. Și în consecință, 15% din punctul meu de vedere este chiar prea puțin, având în vedere că acești bani reprezintă capital de lucru. Și știm bine cât de esențial este ca o firmă să-și desfășoare activitatea cu un capital de lucru. Deci, nu, exclus. Nu cred că diminuarea plafonului este o soluție. Însă, da, cred că trebuie să existe și trebuie să se facă demersurile pentru identificarea altor resurse financiare care să fie redirecționate către majorarea plafonului. Și da, cred că toate cele 20.000 sau firmele care și-au depus termenul legal care a fost până în această seară ar trebui să beneficieze de această măsură. Adică, cu alte cuvinte, dacă mi-am depus dosarul în termen și am dreptul la 10.000 de euro sau 15.000 de euro, da, statul trebuie să livreze ceea ce a promis. Da. Altfel, ceea ce înseamnă renunțarea la principiul primul venit, primul servit. Nu predați exact pentru ideea că toată lumea care s-a înregistrat să primească, dacă se califică și la alte criterii, să primească acei bani. Da. Da, așa este. Bun, am înțeles punctul ăsta. Și mai avea eu o ultimă întrebare. Aș vrea să revin la impactul social despre care vorbeați ceva mai devreme. Factorul uman dispare în spatele calculelor și al procentelor, dar știm cu toții că dincolo de cifre sunt oameni. INS a dat niște date conform cărora există 200.000 de firme cu afaceri zero, cu capital negativ. Întrebarea care se pune în acest moment este: de ce aceste firme nu ies de pe piață în criză? Bine, putem face supoziții, dar nu am o dovadă concretă. Probabil că neavând angajați, n-au taxe la stat și atunci țin firmele acestea pentru diferite servicii de consultanță sau poate din neglijență. Habar n-am, nu știu să vă dau o explicație. Eu tot ceea ce pot să vă spun în acest moment este că firmele care au angajat se țin cu dinții de aceste fonduri, pentru că perioada este extrem de grea. În aceste 6 luni, mai mult de 50% din companiile care au sediu în România au înregistrat datorii la, și restanțe la bugetare, la bugetul de stat, fie din salarii, fie din impozite, pentru că banii, resursele financiare pe care le-au avut puse deoparte s-au direcționat eminamente către producție și susținerea activității de bază. În acest moment se apropie scadența la anul 2020. 25 octombrie a fost deja termen de plată pentru multe firme și credeți-mă că prioritatea companiilor nu este să rămână cu datorii la stat, pentru că într-o zi le vor trebui să le achite, ci să reușească să-și regleze nivelul de producție și de productivitate. În consecință, cred că... O ultimă chestiune, doamna Chiriac, de acord, sigur, cu ceea ce spuneți. Anticipați că măsura 3 va fi la fel de complicată
pentru că foarte curând vom avea și o lansare a măsurii 3, care înseamnă cel puțin la acest moment, dacă nu se întâmplă o schimbare de finanțare, 550 de milioane de euro pentru investiții. Din punctul meu de vedere, și când spun lucrul acesta acum pentru că am discutat cu membrii CONAF, măsura 3 nu este la fel de atractivă pentru că presupune o cofinanțare. Așa cum bine știți și dumneavoastră, sunt vreo 5-6 centre de dezvoltare economică în România, cu o aglomerație de antreprenori, București, Timișoara, Cluj, Iași și încă vreo două, Brașov și așa mai departe. Și marea majoritate a acestor antreprenori sunt focusați să-și întrețină activitatea curentă, nu să facă investiții. Sunt cu siguranță și antreprenori care își doresc să investească, însă ponderea lor nu este atât de mare. Pentru măsura 3 nu se cere nici măcar acel certificat de urgență, vorbim doar de un coeficient de cofinanțare și am auzit deja cu antreprenorii că unii dintre ei chiar se gândeau să investească, aveau un plan de dezvoltare anumite investiții, iar această măsură vine ca o mănușă pentru, repet, pentru cei care au un cash flow bun și care pot să facă dovada că au între 35 și 45% cofinanțare. Nu sunt foarte mulți antreprenori. Aici am înțeles. Deci, oricum să sperăm că firmele mici, companiile mici nu vor cădea așa cum se preconizează. Ele sunt primele care cad. Da, și iată, doamna Chiriac pledează pentru concentrarea pe această măsură privind capitalul de lucru. Vă mulțumim pentru această mulțumim intervenție, mult. Să vedem ce va mai întâmpla, rămânem pe recepție, ca să spun așa, adică vom urmări această temă. A fost alături de noi doamna Cristina Chiriac, președintele CONAF, Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin. Luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem cu a doua temă a emisiunii noastre de astăzi, Back in Business. Pauză, rămâneți cu noi, ne întoarcem. Mesaj de interes public. Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenziile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Mesaj de interes public. Deșteaptă-te, române! Avem nevoie de produse românești. Nu avem voie să uităm gustul românesc. Avem nevoie de toți fermierii României care lucrează pământul, cresc animale și asigură hrana noastră a tuturor. Avem nevoie de tinerii agricultori care pot și trebuie să ia banii europeni și să dezvolte fermele de familie. Nu avem voie să ne dăm bătuți. Acum, mai mult ca oricând, trebuie să conștientizăm că agricultura este o șansă pentru România. Și tu crezi în aceste valori. Alătură-te campaniei susținută de ASDA și AgroTV. De ce trebuie să stai în casă? Cum se răspândește virusul? Cum te protejezi pe tine și pe apropiați? Ce-ți spun specialiștii din sănătate? Ce-ți recomandă medicii? Informează-te corect. Află tot ce trebuie să știi. Intră pe lucmedica.ro. Să ne vedem sănătoși!
Sunt Ciprian Aron și vă spun cum arată o companie de succes. Depinde de viziunea pe care tu o ai pe termen lung. Am ajuns numărul 2 în piață ca și cifră de afaceri. Am dorit să mergem pe, nu pe cantitate, ci pe calitate. Și cred că modestia este apanajul oamenilor educați. Indiferent unde aș ajunge, voi fi un om modest, într-adevăr, dacă realizările mele sunt mari, trebuie să fie remarcate de oameni, nu de mine. Mi-au făcut surpriza să prezint totul în finalele de la BNL Italia cu Nadal și cu toți jucătorii, deci pentru mine a fost o realizare foarte mare. Produsele pe care le faci, trebuie să le faci, în primul rând, să-ți placă ție, să fii mulțumit de produsul cu care tu te prezinți în fața consumatorului. Noi, când am investit aici, în primul rând ne-am gândit să facem ceva, să demonstrăm că și în România se poate face. Am principii și principii morale care îmi dau mie un confort și care mă fac să mă simt bine și când pun capul pe pernă să dorm liniștită. Urmărește și descoperă lumea afacerilor adevărate în Profil de companie. News. Criza nu s-a terminat. Vin vești bune de la Bruxelles. Comisia Europeană a aprobat schema de ajutor. Documentele strategice necesare României sunt în proces de elaborare. Autoritatea de supraveghere financiară aduce vești bune. Dar cheltuielile au urcat cu 13,4%. Cum ar fi să primiți bani fără să trebuiască să munciți? Noi controlăm temperatura ca la NASA. Unul dintre cei mai importanți colecționari de artă din România din perioada interbelică era un chelner. Conserve este un termen francez, a conserva, dar a apărut în context în care conservai prin fum, prin sare, niciodată prin euri. Și probabil foarte puțini sunt pregătiți pentru asta. Niciunul dintre ei eu nu i-am cerut CV-ul, pentru că eu n-am angajat CV-uri. Speranța toată în generația tânără este. Aceste generații noi au un ADN antreprenoriatul. Noi suntem într-o țară de chibiți. Peste tot sunt chibiți, oameni care își dau cu părerea, dar nu fac nimic. Motivația mea a fost să văd oameni fericiți în jurul meu. Urmăriți informațiile care pot fi benefice vieții și activității voastre în emisiunea Dialoguri de Valoare. Am revenit la Back in Business. Dana, continuăm emisiunea noastră. Te rog, spune-ne pe ce temă. Da, continuăm cu date recente furnizate de Eurostat legate de raportul de forțe privind activitatea economică. Trebuie să știți că România se numără printre statele spațiului comunitar unde industria reprezintă cea mai semnificativă activitate economică. Luxemburg a fost însă singurul stat membru unde sectorul finanțe și asigurări a reprezentat anul trecut cea mai importantă activitate. Are mai multe informații colega noastră Raluca Smaranda. Raluca, te ascultă. Bun găsit! În întreaga Uniune Europeană, industria a reprezentat anul trecut cea mai importantă activitate economică în funcție de producția generată, care înseamnă aproape 20% din valoarea totală brută adăugată. Statele cu cel mai ridicat procent au fost Irlanda cu 35%, Cehia 29,2%, Slovenia 27%, Germania 24,3% și România cu 24,1%, arată datele publicate de Oficiul European de Stat
statistică. Și alte activități economice au generat valoare adăugată în Uniunea Europeană. Așadar, avem comerțul an gros și an detail, transportul, serviciile alimentare și de cazare, urmate de activități profesionale, științifice și tehnice și de cele imobiliare. În 13 state membre, comerțul an gros și an detail a fost în prim plan. Cel mai ridicat procent s-a înregistrat în Lituania cu peste 31%, urmează Grecia cu 27,6%, Polonia cu 26% și Portugalia cu 24,5%. Luxemburg a fost singurul stat membru unde sectorul finanțe și asigurări a reprezentat în 2019 cea mai semnificativă activitate economică, generând aproape 27% din valoarea totală brută adăugată. Mulțumim, Raluca, pentru aceste informații. Discutăm pe această temă și pe acest subiect împreună cu domnul Cristian Pârvan, președintele PIAROM, Patronatul Investitorilor Autohtoni din România. Bună seara, domnule Pârvan, vă mulțumim pentru prezență și pentru intervenție. Bună seara! Bună seara! V-aș ruga să plecăm cu discuția noastră de la o... hai să spunem, o vorbă pe care o auzim destul de des, din păcate, spune, în ultima perioadă, și anume, tot mai mulți cetățeni spun că România nu are industrie. Ei bine, aceste date arată că România are industrie, e din acest punct de vedere, se plasează chiar între primele state europene, ca pondere în PIB. Poate nu mai avem industria pe care ne-am dorit să o avem, dar asta e altă discuție. Vă rog, care este opinia dumneavoastră? Opinia conform cărora structura industriei românești este deficitară, poate fi verificată și validată ca și afirmații prin structura comerțului exterior. Pentru că acolo se vede că mare parte din deficitul de balanță comercială este datorat importurilor de bunuri. Ori asta însemnează că noi consumăm bunuri fabricate de alții. Ori industria, prin esența ei, este producătoare de bunuri. Deci, avem toate motivele să spunem că, deocamdată, în urma unei restructurări haotice a industriei românești, am ajuns să nu producem nici lucruri pe care le produceam în mod curent, fără probleme. Slăbiciunea producției românești s-a văzut foarte clar cu ocazia pandemiei, când dintr-o dată am constatat că nu mai facem nici măcar soluții dezinfectante banale, nu mai vorbesc de măști, de protecție, costume și de alte echipamente. Dar la fel se poate discuta de industria farmaceutică, tot legat de pandemie, de ce puteam face, de ce am făcut, de ce nu mai facem, de exemplu, vaccinuri. Nu? Deci de la 2010 până în 2020, în ultimii 10 ani, o producție de vaccinuri antigripale, care s-a făcut și în timpul războiului 2 mondial, nu se mai face în România și importăm an de an vaccin antigripal, nu anticovid, antigripal. Iar lista de exemple poate să continue cu oțel beton, care intră în toate lucrările și care era considerat produsul de cea mai mică valoare din industria siderurgică, o mulțime de produse din industria chimică care nu se mai fac. Bitumul, spun colegii, de exemplu. Și în general, dacă luați toate resursele naturale pe care le are România, citesc numai exemplul cuprului, o să constatați că în afară de extracția materiei de bază a minereurilor, prelucrările ulterioare care însemnează industrie nu se realizează în România. Toate acestea sunt argumente care ar trebui să fie luate în discuție și văzut ce ar mai trebui să realizeze România din toate acestea și ceea ce nu mai trebuie să realizeze. N-am mai menționat situația cu gazul metan, pentru că e o discuție separată și mult mai amplă, dar e legată de producția de îngrășăminte, de importul de îngrășăminte într-o țară care spune că are o agricultură dezvoltată. Faptul că avem industrie de slabă
tehnologie, se vede din alte statistici europene, unde România este considerată o țară din categoria mediu tehnologică. Niciun caz înalt tehnologică. Domnule Pârvan, suntem o societate bazată pe consum și, așa cum foarte bine spuneați, din păcate nu producem în acest moment, ci importăm ca să consumăm. Se închid capacități de producție și asta firește că adâncește criza. Este evident că vom continua să fim pe minus în PIB. Întrebarea e, există și o parte bună a acestei situații care merge spre un colaps generalizat? Va fi suportabilă scăderea producției? Bun, cred că o economie nu merge către un colaps generalizat pentru că își găsește alte resorturi de producere, de activitate, oamenii creativi și așa mai departe. Dar trebuie subliniat că anumite produse sunt greu de înlocuit, iar în condiții de criză nu ți le mai dă nimeni. De exemplu, producția de vaccinuri. Amintiți-vă că în primul moment când a fost pandemia, începutul de pandemie cu NH1 și alți virus, în primul moment toată lumea a blocat în țările de origine producția de vaccinuri. La fel s-a întâmplat și acum în această pandemie, când la început a fost interzis ca din Franța, Germania, să fie exportate măști, echipamente, instalații de ventilație și așa mai departe. Deci problema care se pune nu este neapărat colapsul, ci ce faci ca într-o țară ca a noastră, cu totul și în jur de 20 de milioane de locuitori, să-ți produci măcar lucrurile absolut necesare unei stabilități economico-sociale. Fără a mai avea pretenția absurdă de a produce tot ceea ce se produce în lume. Pentru că suntem în acest punct, o să vă dau un exemplu, întreprinderile din Horeca. Și vorbim aici despre cele care fac fețe de masă, șervețele, sunt lanțuri de valoare care, dacă nu sunt întreținute, vor avea de suferit. Vor pica este foarte adevărat, numai că sunt fabricații care se pot repune pe picioare într-o lună. Ceea ce s-a pierdut la IMGB, care se transformă în proiect imobiliar, nu se va mai reface niciodată. Ați anticipat, domnule Pârvan, vreau să vă întreb de această vânzare IMGB către un SIF care înțeleg că va face un proiect imobiliar acolo. La polul opus am văzut, de exemplu, o știre, cu siguranță ați văzut-o și noastră, o companie privată, sigur, privată, din Craiova, care vinde locomotive în Suedia. Mi-a părut bine că am văzut. Și are 100 de locomotive în următorii 10 exact, ani. Exact. Și închei și imediat vă dau... Dar întrebarea imediată e câte locomotive a cerut Guvernul României pentru România? Știam că o să adresați întrebarea asta, probabil că niciuna, bănuiesc. Doar o completare. Am uitat recent, culmea pe o carte numită, era o statistică în ultima 100 de ani, scoasă de Institutul Național de Statistică. Da. Ați văzut-o. Și m-am uitat, de exemplu, la industrie, nu spun din păcate, dar la multe industrii nu suntem încă la producția din 1989. Aici mă refer la datele din 2017. La unele nu, suntem peste, dar... Asta rog. E înșelătoare. Ceea ce trebuie să vedeți acord, în acea carte și care nu trebuie să supere pe nimeni. Absolut. Faceți lista produselor realizate de România până în 1990, lista de produse. Da. Da? Și lista de produse când a fost scos anuarul, după 30 de ani. Și o să vedeți că practic produse manufacturate, concepute, realizate și vândute din România mai avem extrem de puțin. Dar eram într-o altă economie, să spunem și treaba asta, nu? Ca să spunem, să fim corecți. Este bun, acum știți, nu știu care, că nu știu cum să citesc din memorie, care spunea că nu interesează dacă pisica este albă sau neagră, totuși se prinde șoareci.
Cu siguranță ne-ar interesa care e sectorul cel mai vulnerabil legat de insolvență, de pildă, pentru că e o întrebare firească și o curiozitate jurnalistică. Știe statul în acest moment, din punctul dumneavoastră de vedere, ce domenii sunt cele mai vulnerabile? Nu știu dacă măsurile de sprijin urmăresc o strategie sau se aruncă bani în piață și prinde cine poate. Magic. Pot să vă citesc și pot să vă transmit documentul Politica Industrială a Germaniei. Vă pot trimite politica industrială a Franței. Mă rog, a scos și Comisia Europeană, după multe anunțuri și laude, o așa numită politică industrială europeană. Aveți cunoștință să-mi transmite și mie care e politica industrială a României? Nu. Trebuie să recunoaștem că nu. Există în acest punct, adică răspunsul la întrebarea dacă știe, mă rog, știe guvernul, responsabilii cu economia, ce ar trebui să producem în țară și ce nu, răspunsul este, păi dacă n-ai nicio politică, n-ai de unde să știi, că n-ai cu ce să compari. Pe de o parte, iar pe de altă parte, avem nenumărate exemple în care produse create în România și care ar trebui susținute printr-o politică adecvată, vezi locomotivele Softronic, da? Nu interesează pe nimeni. Eu pot să dau și alte exemple de inovații românești de care nu sunt interesate autoritățile române. Căutăm să luăm rame de metrou de aiurea, când avem producători români care poate asigura întreținerea pe durata de viață, piese de schimb, servici și așa mai departe, tramvaie. Am avut o industrie electrotehnică și vă aduc aminte că un alt proiect imobiliar se va dezvolta la Craiova, unde ultima capacitate de producție, de reparație a transformatoarelor de producție transformatare a fost lichidată, ultima comandă fiind repararea unui transformator de la centrala de la Cernavodă. De unde întrebarea legitimă, dacă se închide și se construiește un bloc la Craiova, cine mai repară în viitor transformatorul de la Cernavodă plus multe alte transformatoare? Mulțumim frumos! Lucru pe care România le-a făcut. Da. Vă mulțumim, domnule Pârvan, pentru intervenție și pentru analiza dumneavoastră. Vă așteptăm și, desigur, cu o următoare ocazie. A fost alături de noi domnul Cristian Pârvan, președintele PIAROM. Încă o dată îi mulțumesc și mulțumim pentru prezență. Așadar, câteva concluzii vis-a-vis de această intervenție. Mai avem o intervenție telefonică. Imediat, cred că o să... Se pare că strategia pe care o așteptam noi și care reiese din intervenția domnului Pârvan ar fi aceea că statul aruncă în piață bani pe care îi prinde cine poate. Da, e adevărat. Apropo și de granturile de care vorbeam în prima parte a emisiunii. Sigur că discutăm de multă vreme acest lucru, nu avem o strategie industrială, sau poate că avem, dar ea e făcută pe bucăți și în special în perioade electorale, dacă îmi dați voie și îmi dai voie, Dana, să am acest reper. După ce se termină zona electorală, apare că toată lumea uită de acel tip de strategie. Da, ne mai uităm la PIB din când în când, vedem cum cade absolut brutal, dar așteptăm vremuri mai bune. Eu absolut de acord cu ceea ce spunea domnul Pârvan, însă mă întorc la ideea mea și anume la faptul că așa cum există ea acum, că nu este o industrie de mare valoare adăugată, adevărat, este o industrie mai degrabă manufacturieră în sensul în care se asamblează foarte multe domenii, dar ea există totuși, această industrie încă există în România și duce, sau mă rog, creează undeva 20 și aproape 20% din o cincime din produsul intern brut.
Sigur că ar fi bine să mergem și pe valoarea adăugată mai mare. Mă gândeam căderea accelerată a PIB-ului despre care vorbeam ceva mai devreme, da. Direct proporțională cu scăderea participației industriei în economie, nu? E adevărat și acest lucru. Îl avem însă acum la telefon pe Cătălin Chivu, realizator Field the Markets, o emisiune pe care o puteți vedea pe pagina domniei sale de Facebook. Bună seara, Cătălin, te-am primit așa mai protocolar. Mulțumesc pentru intervenție. Bună seara! Bună seara, Cătălin! Bună seara! Cătălin Chivu, te-aș ruga să ne faci o scurtă analiză legată de ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat în această zi sau ce se întâmplă acum pe piețe, pentru că titlul de pe profit.ro era roșu, acțiunile pe piețele europene și pe cea americană se prăbușesc. Știu că tu ai un tip mai degrabă de echilibru, așa, nu știu dacă vorbim chiar de o prăbușire, ce se întâmplă? Sau este celebra corecție despre care ne vorbești destul de des? Păi, deocamdată e o corecție. Prăbușire e foarte mult spus. Scăderi de 3% nu înseamnă prăbușire, deși dacă adunăm cu minusul mic de ieri și cu minusul mai mare de luni, suntem undeva la minus 7, chiar 8% pe bursele importante, dar să nu uităm că venim după un raliu puternic început din 23 martie și s-a câștigat enorm de mult. Sunt indici care și acum, cu scăderile astea, year to date, sunt de la începutul anului pe plus. Ori cine ar fi crezut în martie, să spunem, sau mai târziu că vom asista la creșteri pe burse de la începutul anului, ar fi zis că nu poate fi adevărat. Deci deocamdată e doar o corecție și sunt evident motive întemeiate. Aș zice, în primul rând e incertitudinea asta datorată pandemiei, care se răspândește rapid și accentuat și asta determină noi restricții. Chiar asta voiam să te întreb dacă se tem investitorii de un blocaj dur pe care l-ar aplica statele în perioada următoare. Un blocaj dur cu siguranță nu va fi, pentru că nu se va ajunge la ce a fost în martie. În finalul trimestrului 1, trimestrul 2, deja lumea e mai pregătită și s-a văzut clar că căderea, prăbușirea economică cu greu se va recupera și atunci nimeni nu mai accepta așa ceva, dar restricțiile astea vin și pe fondul unui ritm al recuperării economice încetinit. Am avut prăbușire în trimestrul 2, o revenire extraordinară în trimestrul 3, dar economiile n-au putut ține pasul. Și atunci deja ritmul e mai lent și era de așteptat. Mai avem o incertitudine pentru că sunt alegerile în Statele Unite și acolo avem alegeri atât prezidențiale cât și parlamentare foarte, foarte importante. Aș fi zis că se apropie, dar nu se apropie pentru că ele deja au început, s-au votat, se votează foarte mult, zeci de milioane de americani au votat până acum și vor vota. Și eu nu cred că va fi nimic decis terminat pe 3 noiembrie, căci e posibil să vedem și contestări. Am văzut și în campanie, s-a vorbit de asta, de anumite scandaluri. Și e clar că în contextul ăsta investitorii se protejează și marchează profiturile acelea foarte mari, mai ales că unele sunt de-a dreptul excepționale, ținând cont că am asistat, cum spuneam, la un raliu puternic, în special în sectorul tehnologic. Discursul de astăzi evident sunt companii care au profitat, să spunem așa, de criză și să nu uităm că s-au crescut bursele și pe acei bani ieftini ai băncilor centrale, stimulentele fiscale ale guvernelor. Este adevărat. Cătălin, discursul de astăzi al Ursulei von der Leyen, președintă Comisiei Europene, nu a mai calmat piețele sau a fost marginal privit de piețe? Nu, piețele nu se uită la discursul bandă. Mai degrabă Christine Lagarde, știu că ești fan al ei și Christine Lagarde cred că a vorbit în ultima lună, din 30 de zile, cred că în 20 de zile a vorbit și a trimis mesaje. Ar trebui să fie folosit mai des discursul ei. Și la moneda unică europeană și încearcă să afle. Dar astea sunt motivele. Deocamdată e o corecție, nu e nimic dramatic. Putem să asistăm la scăderi mai mari, deocamdată mai mult de 10% din martie până acum, într-o perioadă de, să spunem, în septembrie, n-a mai fost. Suntem cam la minus 7%, deci deocamdată nu e un pericol. Corecție. Dar evident că bursele pot scade. Mergem pe corecție, da? Mulțumim, Cătălin. Mai mult roșu.
E greu să-l oprești pe Cătălin. Foarte bine, da, că are informații interesante. Mulțumim, da, Cătălin Chivu, realizator Field of Markets, pentru toate aceste informații mai și analize. Mai voiam să-l întreb despre piața petrolului, dar nu mai avem timp, că păi, am văzut că e o scădere și acolo. Vom încerca mâine să discutăm pe această temă. Iată, poate aruncăm această idee. Uh-huh. Ne oprim în seara aceasta aici, Dana Maxim. Da, ne oprește timpul. Mulțumim pentru că ne urmăriți. Vă invit ca de obicei să rămâneți pe Profit TV. Vă așteptăm mâine seara la ora 20 la Back in Business. Toate cele bune, să ne auzim, să ne vedem sănătoși.